Ce faci, Iubi? Opa, Costa! Iau ceva bun. Ce aia? Mufin cu cioco. Am ieșit și mie? Da. Dacă promiți că o mănânci. O mănânci. Sigur? La ce antrenament am făcut azi? Da. La mine merge. Am ajuns acasă, fă la sală, fă la cumpărături și vreau să vă arătăm ce am cumpărat. Dacă toți suntem în perioada în care avem o dietă mai flexibilă, am să încercăm și alte chestii. Bun, o să începem cu legumele. Bineînțeles, legume, dietă flexibilă, legume. Avem surse de carbohidrați, avem cartofi, după care avem roșii, castraveți. Eu mi-am luat și sfeclă roșie, pentru că mie îmi place. Așa. Am cumpărat fructe, ca și probiotic. Avem ananas, papaya, bineînțeles avem piatră roșu, care ne ajută să ne hidratăm, mai ales acum după competiție. Avem pere și banane, ca și surse de carbohidrat, avem kiwi, tot așa sursă de fibre. Avem zmeură și afine, astea sunt surse de antioxidanți. Și ce mai avem? Fulgi de ouă, bineînțeles, nu trebuie să lipsească. Și tot ce nu e la dietă, ce e mai flexibil, e aici. Atât. Astea sunt niște chestii care am să le încercăm. E mus cu... Vanilie și căpșuni. Nu, vanilie și ciocolată. Căpșuni, vezi mai la căpșuni. Ciocolată. Proteice. Să vedem ce valori au, chiar sunt curios. Pe 100 de gram avem grăsimi 1,8, carbohidrați 5, din care zaharul 4 și proteină 10. E destul de ok pentru o dietă flexibilă. Bun, mai avem iaurtul acesta natural cu 10% proteină, doar 5 dau de calorii, 0% grăsime, semn aici câți carboare. Au scris are 3,1, proteină 10, chiar și calciu, 120 de mg. Asta chiar e bun. Bineînțeles, jeleurile, fără calorii. Și aici avem mușchi de curcan, filet, uscat, asta e pastramă. Nu? Asta e pentru mine, nu? Jumate pentru tine, jumate pentru mine. Okay. Este super bogat în proteine, are 40 de grame de proteină, pe 100 de gram, grăsim 5,8, carbohidrați 0,7, 0 carbo. Aia ți le las ție, eu mi le iau astea. Asta cum îi zice? Mufin. Mufin. Asta merge să bem cu cafeaua. Normal. Ia, ia scoate o cafea. Cafea gigantică. Cât am cadă ceva pe paharel, dar nu. Da, folosim îndulcitor, nu zahăr. Da. Da, iubire, deci nu e mare lucru. Ești curios cum să stea. Amă, câte sunt la dietă? Toate sunt la dietă, practic. În afară de bunătățurile alea de acolo, care mai am jumătate. Aia nu le-am cumpărat acum. Dar o să facem clătită. De prima dată mâncăm salată de fructe. După aceea o să ne facem clătită făina aia de ovos pe care o avem. Cu aromă de zmeură. Da. Avem zmeură și cu aromă de zmeură. Și o să amestecăm cu fulgi de ovos. Pentru că nu avem vreo 200 de grame aici, cred.
Și cu Oreo. Iaurt pe deasupra și Oreo. Dacă 90% ținem dietă, mâncăm mâncare calitate, 10% mai facem câteva excepții, pentru că după care... am zis bine, nu? După care? După care intrăm din nou la dieta mai strictă, pentru că trebuie, nu? Da, corect. Cam asta a fost cu videoul de azi. Cam asta mâncăm după competiție. Ieri am făcut exces de pizza, într-adevăr. Sigur, cu siguranță și o să merg la Burger King, pentru că vreau apărat să mănânc Burger King. Cam asta a fost cu videoul. Ne vedem în următorul video. Sper că v-a plăcut acest video. Ne vedem. Pa! E bună ciocolata, iubire. Cum? E bună. Mm-hmm. Asta ne-a. Nu e prea dulce. E foarte dulce. Să încerc și eu să o cumpăr. Dacă nu-ți place, poți să-mi dai mie. La tine ajunge. Cu siguranță.